Este o legendă sau un bazm. Nu o să citești în ziar, nu o să citești în Libertatea sau un Click, nu o să vezi la ProTV, dar Iisus schimbă vieți în fiecare zi. Iisus restaurează căsnicii, dă speranță oamenilor deprimați care vor să se sinucidă. Sunt oameni care aud glasul meu chiar acum și au probleme cu depresia. De fapt, faci mișto, ești foarte bucuros în exterior, faci glume, dar înăuntru ești deprimat din cauza că ești rănit. Iisus ne-a eliberat pe noi și suntem în acest loc ca să vorbim despre faptul că El e viu astăzi. Miracolele n-au murit în veșnicie, în istorie. Miracolele încă se întâmplă. Din nou, nu o să le vezi la televizor, nu o să te explice nimeni despre ele la radio sau să citești în ziar, dar miracolele se pot întâmpla în viața ta de asemenea. Poate că tu ai nevoie de un miracol și zici, da, exact asta este. Ce-mi trebuie mie este un miracol. Am nevoie ca trupul meu să fie vindecat, o relație să se restaureze, căsnicie poate. În mintea mea am pierdut controlul, am gânduri nebunești, sunt disperat, sunt prins în pornografie, sunt dependent, sunt în datorii mari, la bancă. Am nevoie de un miracol. În acest loc sunt ca să spun că Dumnezeu face miracole astăzi. Dar miracolul cel mai mare dintre toate este când un om este iertat de păcatul lui. Vedeți voi, păcatul care noi l-am făcut nu mai poate fi șters niciodată. Cine ți-a spus că prin religie se iartă păcatele, să-ți dea banii înapoi?
Ce ți-am zis că prin ritual, prin spovedanie sau lumânări, ascultă-mă, păcatul este impregnat adânc în ființa noastră. Uită-te în jur și uită-te în viața ta cu sinceritate și o să vezi că păcatul nu se șterge prin mersul la biserică sau prin niște poezii care le spui seara. Păcatul e atât de impregnat încât nimeni nu-l poate șterge decât sângele lui Iisus Hristos. Are voie să vii la Iisus în această seară. Nu sunt în acest loc să dramatizez sau să fac ceva senzațional din asta, dar Iisus se poate întoarce chiar în noaptea asta. Probabil că urmărești la știri tot ce se întâmplă în Israel, toată tensiunea care se ridică, bomba nucleară care stă să explodeze și poate că nu mai avem mult timp. E timpul tău să te întorci la Dumnezeu. S-ar putea ca asta să fie ultima predică care tu o auzi. S-ar putea să pleci din acest loc și mâine să nu mai vină. S-ar putea ca niciodată în viața ta să nu te mai întâlnești cu predicator. O, la radio, la televizor, în ziar, auzi, nu ai nimic, nu mai ai lucruri care să-ți negrească mintea. S-ar putea să fie ultima ta șansă să te întorci la Dumnezeu. Ce vei face? Vei împietri inima ta, cum au făcut-o întotdeauna oamenii, spre distrugerea lor? Vei merge înaintea lui Dumnezeu la judecată și vei zice: am fost prea mândru. Sau te vei pune în regulă cu Dumnezeu. Noi nu suntem o religie, o sectă, un cult, ceva. Toți oamenii ăștia care joacă în scenetă nu sunt profesioniști. Noi cântăm, nu suntem profesioniști. Dar ei au o viață schimbată. Fiecare dintre ei, fiecare dintre noi avem o poveste adevărată. Și nu poți să te cerți cu mine, pentru că n-am citit lucrurile astea într-o carte. Nu sunt parte dintr-o religie. Nu te poți certa cu acești oameni, fiindcă ei au o viață schimbată. Au fost distruși de păcat. Au fost prinși în narcotice și în tutun și în dispărarea vieții. Au fost deprimați. S-au simțit respinși până la punctul în care vreau să se sinucidă. Au avut păcatul care i-a dominat. Și Iisus Hristos ne-a eliberat. Nu poți să te ceri cu mine, nu poți să spui că nu e adevărat, fiindcă noi am trăit aceste lucruri și aceste miracole tu le poți trăi. Dar trebuie să-ți deschizi inima. Dumnezeu, gentleman, nu forțează pe nimeni. Dumnezeu te lasă să-ți distrugi viața dacă asta vrei și să ajungi în iad dacă asta vrei. Dumnezeu nu ți se opune cu nimic. Ți-a dat voință liberă, ți-a dat liber arbitru și tu hotărăști ce vrei să faci cu viața ta și mai mult unde o să-ți petrești veșnicia, în cer sau în iad. Tu hotărăști, Dumnezeu nu ți se împotrivește și El va respecta decizia ta, chiar dacă va fi una dureroasă, chiar dacă te va duce direct în iad. E decizia ta. Cum eu am făcut o decizie când aveam 15 ani jumate și au trecut 20 de ani de atunci, 21, așa trebuie să faci tu o decizie, chiar în seara asta. Ești în acest loc și ești confruntat cu o decizie. Nu poți să zici că n-ai auzit tot ce vorbesc. Și nu poți să negi că Duhul Sfânt lucrează în inima ta și chiar acum te simți convins. Este ceva înăuntru tău, o voce care zice: dă-ți viața ta lui Dumnezeu. Există alte voci care zic: nu te prosti, te pocăiești, ești îngust la minte, te iei după ăștia. Mai trebuie să te distrezi, bla bla bla. Oamenii întotdeauna vorbesc că dacă te întorci la Dumnezeu nu te distrezi. Ca și cum distracția ar costa în imoralitate și în alcool și în droguri. Aia nu-i distracție. Vreau să vorbesc azi despre Dumnezeu real. E cineva în acest loc care ar avea curaj, aproape că străbe tupeu în ziua de azi, că oamenii se uită în jur. Oamenii se uită în jur ce părere au ceilalți. Dar îți trebuie curaj, aproape tupeu în seara asta, să-ți dai viața ta lui Iisus. E cineva în acest loc care zice: știi ceva, eu sunt acel om, m-am săturat să joc teatru. Am păcate în viața mea și aș vrea să mă întorc la Dumnezeu, în mod sincer. Dincolo de religie sau altceva, vreau să mă întorc la Dumnezeu. Vreau să cer iertare de păcatul meu. Toți suntem păcătoși. Îți vei cere tu iertare seara asta. Dacă e cineva, ridică mâna sus. Bănuiesc că nu o să fie 1000 de mâini care se ridică. Oamenii sunt mândri. Oamenii se uită în jurul lor, o să facă mișto prietenii de mine. Într-o zi o să ajungi în iad din cauza că ți-a fost rușine de prietenii tăi. Eu mâna acolo, mulțumesc foarte mult. Asta înseamnă curaj. Asta înseamnă curaj. Mai e cineva, alătură-te acestei mâini, e un om sincer. Iisus Hristos va intra în viața ta și te va schimba. Nu eu, nu e vorba de religie, de ceva, o pocăială, ceva scris în cărți.
Iisus Hristos, care acum stă fix în cer și se uită aici jos la tot ce se întâmplă, va intra în viața ta și te va schimba dacă tu îți deschizi inima. Dacă ții închisă, mai pune un zăvor și împietrește-ți-o mai tare. Și vei aduna mânie și ură pentru ziua judecății. E decizia ta. Mai ai cineva? Vreau să mă rog cu tine în această zi. Eu sunt pastor în biserica din Ploiești. Aici în Bacău este o biserică mai mică, mai tânără, pe care am venit să o ajutăm. Să vorbim despre Dumnezeu și să invităm oamenii să se împace cu Dumnezeu. Și vreau să mă rog cu tine ca să primești pe Iisus în viața ta. Ridică mâna sus dacă mai e cineva, e ultima chemare. Amin. Aș vrea să fac ceva, sunt sigur că sunt oameni care m-ați ascultat. V-a fost rușine să ridicați mâna. Vreau să faceți un lucru. Vreau să vă rugați această rugăciune după mine în gândul vostru. Poate că Dumnezeu va trece peste faptul că v-a fost rușine și o să vă audă. Și poate că Dumnezeu vă va mântui chiar și în felul ăsta. Rugați-vă împreună cu mine. Și acolo, băiatul, poți să te rogi împreună cu mine, cu voce tare. Spune rugăciunea asta după mine. O, Tată din ceruri, recunosc că sunt păcătos. Îmi pare rău pentru fiecare păcat pe care l-am făcut. Știu că ai murit pe cruce în locul meu. Și că ai vărsat sângele tău. Ca eu să fiu iertat. Te rog, iartă-mă. Dă-mi o viață nouă. Dă-mi putere să te slujesc. În numele lui Iisus. Amin. Când eu m-am rugat această rugăciune, nu e o rugăciune motamo, este, trebuie să includă cererea de iertare față de Dumnezeu. Când eu m-am rugat această rugăciune, aveam doar 15 ani jumate și nu mă gândeam atunci că o să-mi schimbe viața atât de radical, dar mi-a schimbat destinația finală. Dacă ar fi să mor în seara asta, sunt atât de liniștit. Într-un sens, de-abia aștept să mor. Poate zici că sunt nebun. Într-un sens. Pentru că după ce murim, vom ajunge la Dumnezeu care și-a dat viața pentru noi. Fiecare om din acest loc, după ce vei muri și vei deschide ochii dincolo de viața asta, fiindcă există viață dincolo de asta, când vei deschide ochii dincolo pe lumea aia, vei da ochii în ochi cu persoana pe care ai slujit-o. Ori o să-l vezi direct pe Satana când te trezești, fiindcă l-ai slujit pe el și să zică bine ai venit în iadul meu. Ori când te trezești pe lumea aia și deschizi ochii, o să ți se umple inima de o bucurie cum n-ai trăit în viața ta. Fiecare om va da ochii cu regele pe care l-a slujit în clipa următoare după ce va muri. Dumnezeu e în acest loc și vrea să te ajute. Mă întreb dacă e cineva în acest loc care e bolnav în trupul lui. Auzi aceste cuvinte și eu sunt un pastor și m-am rugat pentru mulți bolnavi. Am văzut multe miracole. Poate că tu ai o boală în trupul tău. Nu trebuie să spui care e boala dacă nu vrei. Dar aș vrea să mă rog pentru tine ca Dumnezeu să te vindece. Am văzut multe miracole. M-am rugat pentru mulți oameni care s-au vindecat sub ochii mei. Și Dumnezeu vrea să te ajute. Nu e taxă de participare, nu trebuie să dai nimic. Vreau să mă rog pentru tine ca Dumnezeu să te vindece. E cineva? Nu contează dacă ești tânăr, bătrân. Ai o boală în trupul tău. Bolnav. Sunt sigur că sunt oameni bolnavi aici, nu-ți fie rușine. Cu rușinea rămâi bolnav. Vreau doar să mă rog pentru tine, simplu. Dumnezeu vrea să te atingă și să te vindece. E cineva în acest loc. Cineva care are diabet. Cineva e bolnav, nimeni. Ok. George, băiatul lângă George, unde? Fă. Tu ești bolnav? Nu? Ok, ne rugăm pentru tine. Vreau ca oamenii să ridice mâna. Noi observăm lucruri la oameni. Ok, poate e cineva bolnav, vreau să mă rog pentru voi. Dacă ți-e rușine, poți să vorbești cu mine după aia, mă rog pentru tine. Foarte bine. Vreau să vă invităm să veniți mâine la biserica noastră. Nu este o clădire impresionantă sau vitralii sau altceva, este o sală închiriată.